Miere, vinuri, mezeluri și obiecte de artizanat. Toate au fost la mare căutare la iarmarocul de produse autohtone organizat la Hâncești. Organizatorii evenimentului vor să ajute micii meșteșugari și să promoveze produsele ecologice. Taraba lui Grigore Buzu din satul Ratuș, raionul Criuleni, a atras o mulțime de clienți. Am venit cu niște cârnați tradiționali, pâini pe vatră, brânză de oi și de căpri. Tot exact pe tradiționalul vechi. La mare căutare a fost și mierea naturală. Maria Sacara a venit tocmai din Basarabeasca cu mai multe feluri de miere din propria prițacă. Avem de pădure miere, de salvie și de tei. Avem tecturi de propolis, recomandăm la oameni, antibiotic foarte bun pentru rășeală. Producătorii spun că pandemia le-a afectat foarte mult afacerile, dar i-a ajutat să găsească soluții noi pentru a-și vinde marfa. Am stat mai mult pe acasă, am așteptat să ne dai voi să lucrăm. Dar în schimb, acum cât de cât, deja am și lucrăm și ne-am pornit. Am fost afectați în pandemie destul de mult, însă ne-am gândit deja la un nou metod, anume livrările acasă. Cumpărătorii au plecat acasă cu sacoșele pline de bunătăți. Cât de brânză de oi, salam, pâine cât de casă. Mere de la gospodare de la Rășcani. M-am gândit așa departe, au venit la Hâncești și chiar interesant s-au gust. Organizatorii și-au propus să promoveze produsele autohtone. Am conceput acest proiect în virtutea evenimentelor declanșate în 2020, respectiv atât micii producători cât și consumatorii se confruntă cu o criză economică. Deci pentru a-i promova, a-i cunoaște, reșind din faptul că exporturile s-au minimalizat. La eveniment a participat și primarul orașului Hâncești. Cred că pe parcurs o să mai organizăm mai des, așa ca cetățenii să aibă posibilitatea să procure și totodată e binevenit și pentru producători. Târgul cu produse autohtone din Hâncești a ajuns la cea de-a doua ediție. Sâmbătă la Iarmaroc au fost prezenți 20 de producători din întreaga țară.